mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns ziua asta, să pot să îl dau sănătos în brațe la mama. A fost o mare responsabilitate pentru mine și mă bucur din suflet, sper că și ceilalți tot așa o să procedăm cu ei. Deci este cea mai mare fericire să pot să-l dau sănătos la mamă în brațe. Eu vă mulțumesc din suflet și sunteți prezent în rugăciunile mele, ale familiei mele. Să aveți putere să mergeți în continuare. Dimitri a împlinit astăzi o lună. A primit cel mai frumos cadou datorită medicilor de la Timișoara. A primit-o pe mama lui. Mădălina a venit tocmai din județul Hunedoara pentru a-și lua bebelușul acasă. Bebelușul din județul Hunedoara s-a născut la maternitatea Odobescu din Timișoara. La aproximativ o săptămână de la externare, mama a aflat că și ea și bebelușul sunt infectați cu COVID-19 și au fost aduși aici, la maternitatea Bega din Timișoara. Zilele care au urmat după naștere au fost un coșmar pentru ea. Mama a stat într-un salon, iar bebelușul în altul și l-a putut vedea doar cu ajutorul telefonului. Tânăra s-a vindecat mai repede și a fost externată, dar copilașul a rămas în grija medicilor. În ultimele zile mi era foarte greu să-l mai văd în același loc. O durere mare, mare. Era și bucurie, era și tristețe în același timp, din cauza că nu era lângă mine, dar mă bucuram că-l văd, mă bucuram să știu că e bine. Și când eram internat în spital și-l auzeam plângând, îi recunoșteam plânsetul. Să crească mare, să fie sănătos! Dimitri este primul bebeluș din România infectat cu noul coronavirus, care s-a vindecat și a fost externat. Cel mai tânăr pacient infectat cu COVID-19 pleacă acasă. Mama a venit după el pentru că mama a fost externată în urmă cu câteva zile, dar nu a rezistat impulsului de a veni după copil câteva sute de kilometri pentru a strânge brațe și a merge împreună acasă. Le sunt recunoscător colegilor mei care în această perioadă au îngrijit atât nou-născutul cât și mama și sunt fericit că încă o dată se demonstrează că profesionalismul, emoția, credința înving și așa cum spunea și mama, da, în această bătălie cumplită pe care o ducem, la capătul tunelului este lumina, este speranța. Alți doi bebeluși așteaptă aici, la maternitatea Bega din Timișoara, rezultate negative pentru COVID-19 ca să ajungă din nou în brațele mamelor lor. Cum e mama? Cum e momentul în brațe din nou? Minunat!